Ministerul Afacerilor Externe dezavoiază afirmațiile șefului Comisiei de Apărare și Securitate din Parlamentul Irachian, prin care se face referire direct la presupuse legături comerciale între statul român și o organizație considerată teroristă de către întreaga comunitate internațională, se arată în comunicat. MAE solicită Parlamentul Irakian să prezinte scuze în mod public pentru acuzațiile sale nefondate, subliniind că acest tip de afirmații denigratoare pot afecta relațiile bilaterale româno-irachiene. Ambasada României la Bagdad a întreprins demersuri pe lângă autoritățile irachiene pentru lămurirea situației. Ministerul Afacerilor Externe informează că ambasadorul român la Bagdad, Iacob Prada, a fost primit în regim de urgență la 31 ianuarie de către Președintele Parlamentului Republicii Irak și a prezentat poziția autorităților române asupra acestui subiect. Oficialul irachian și-a exprimat regretul față de faptul că un membru al Parlamentului a făcut astfel de afirmații denigratoare, calificând situația drept inacceptabilă. El a dat asigurări că va lua măsuri pentru a clarifica situația creată. România va continua să sprijine statul irachian în lupta împotriva terorismului și în restabilirea unui climat de stabilitate și securitate pentru toate componentele etnice și confesionale ale societății irachiene. România contribuie la eforturile internaționale de combatere a terorismului și va continua să fie implicată în lupta împotriva acestui flagel. România este membru al Coaliției Internaționale Anti-Isil și reafirmă angajamentul său de a combate terorismul transnațional și a fenomenelor extremiste violente, precizează MAE.